Înainte de orice, vă rog să-mi dați voie să mă prezint. Numele meu este Costel Avramescu. Sunt directorul revistei Caligraf. În numele colectivului de redacție al revistei Caligraf și al tuturor celorlalți care prezintă astăzi evenimente, sunt prezenți la evenimentul nostru, vă adresez un călduros salut, vă spun bine ați venit și sper să petrecem câteva minute plăcute în prezența celor care vor avea de, sau au de prezentat diferite reviste, cărți sau chiar această expoziție de pictură. Așadar, înainte de orice să vă prezint programul zilei de astăzi, pentru început vom prezenta revista Caligraf, va fi debutul, de fapt, este primul număr din seria nouă a revistei Caligraf. Apoi, o carte de autor, o carte de autor a domnului Victor Rusu, scriitor sentențiat de tradiție, cu foarte multă experiență. Încă trei cărți ale colegilor noștri de la Râmnicu Vâlcea și o expoziție de pictură. Ei sunt și autorii de cărți și autorii tablourilor, sunt membri ai Uniunii Artiștilor Clasici, filiala Râmnicu Vâlcea. Ce pot să vă spun despre revista Caligraf? Să începem cu primul punct. Revista este serie nouă. Ne-am întrunit la sfârșitul lunii trecute, mai exact al lunii aprilie, că suntem deja în iunie, la sfârșitul lunii aprilie, un număr de inimoși iubitori de cultură și în mod deosebit de literatură, și am decis să reluăm editarea revistei Caligraf. După cum foarte bine știți, probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru, această revistă l-are fondator pe domnul Romulus Coșocaru, avocat și scriitor important din urbea noastră, din municipiul Drobeta, Sfântul Severin. Revista a fost înființată în anul 2001. Primul număr al revistei a apărut în anul 2002, ianuarie 2002. A funcționat sub conducerea domnului Romulus Coșocaru până în anul 2007, când, din nefericire, ne-a părăsit. Sunt convins că este alături de noi în acest moment și ne privește de undeva de sus. În perioada 2007-2011, sub administrarea soției domniei sale, doamna Iustina Coșocaru, pe care în numele dumneavoastră o salut, este prezentă alături de noi la acest eveniment. A reușit să mențină această revistă până în 2011, așa cum vă spuneam. După 2011, ca mai toate revistele, așa a fost o perioadă mai grea pentru toate revistele din toată țara. Această revistă nu a mai avut finanțarea necesară, nu a mai putut funcționa. Și ne-am luat această misiune destul de dificilă, având în vedere că cel care a fondat revista este domnul Romulus Coșocaru. Îl consider printre noi și îi spun domnul, și în acest moment, să nu crede că o fac în mod deliberat, în mod intenționat. Și de fapt este un proiect mai amplu, este proiectul Caligraf. Acest proiect cuprinde un cenacul, are de proiect, un cenacul literar artistic, care se cheamă Caligraf, această revistă de cultură, Caligraf, și intenționăm să punem pe picioare în continuare și Asociația Culturală de Ceva, asociație care a funcționat de asemenea sub conducerea domnului Romulus Coșocaru. Sunt foarte bucuros că la momentul respectiv am reușit să întrunesc sau să adeziunea unui număr important de membri ai Uniunii Scriitorilor din România, pe care i-am ales la momentul respectiv în colegiul de redacție al revistei Caligraf. Revista funcționează sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Este un titlu pe care l-a câștigat pe vremea domnului Romulus Coșocaru. Și noi avem sarcina deosebit de importantă să reușim să păstrăm acest titlu. Bineînțeles că o vom putea face numai în condițiile în care vom avea articole de calitate în cuprinsul acestei reviste. De altfel, am și vorbit cu ajutul președintelui Uniunii Scriitorilor din România. Domnia sa ne-a spus că ne va urmări atent preze câteva numere, să vadă dacă această revistă e într-adevăr deținută și de calitate. Și dacă nu vom reuși să confirmăm, probabil că ne va retrage egida Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Eu sunt convins că nu vom ajunge în această situație. Și în colegiul de redacție a revistei, îl avem redactor șef. Redactor șef pe domnul Victor Rusu. Iar în componența colegiilor sunt personalități importante ale vieții culturale și literare din zonă și nu numai. Îi citesc în ordine alfabetică, pentru că această ordine nu supără pe nimeni, după numele de familie. Domnul Titu Divuț, Ion Șervan Trincea, Mihai Octavian Ioana, Nicolae Jinga, Viorel Maier și Anca Sârghie. Probabil că toți vă sunt cunoscuți, mai puțin pentru cei din zonă, nu sunt cunoscute foarte multe elemente despre doamna Anca Sârghie. Dânsa este profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor, Scriitorilor din România și din asociația similară, nu știu exact cum îi spune, n-aș vrea să greșesc, din Statele Unite ale Americii, cu conferințe la nivel mondial foarte, foarte multe. După ce am luat această inițiativă de a reedita revista Caligraf, am făcut apel la personalități importante din zonă, din țară și chiar de la nivel european, care au confirmat participarea cu articole în cadrul revistei noastre. Pentru unele dintre articolele acestea am primit deja materialul respectiv. Pentru următoarele numere, eu am primit o parte și urmează să primim în continuare articolele respective. Evident că această revistă n-ar putea să existe dacă n-ar fi câteva sponsori. În momentul de față suntem în tratative, după ce vom înființa, evident, și Asociația Culturală, Asociația Non-Profit și de Utilitate Publică, să lansăm scrisorile de finanțare către eventualii sponsori. Iar acest prim număr, vă spun, este finanțat de fiica mea și vorbesc cu emoție când vorbesc despre fiica mea. Ea este un fel de artist, să zic așa, are o formație de muzică în Timișoara, câștigă destul de binișor și, în afară de asta, este absolvent al două facultăți. În momentul de față este doctorand al Universității de Vest din Timișoara. Are un masterat în țară, are un masterat în Anglia. Deci, și este preocupată de fenomenul cultural din țară. Ea însăși fiind un artist cunoscut, anul trecut, pentru cei care au urmărit, a fost finalistă la Vocea României. M-a rugat, am făcut-o fără acordul ei, să nu spun acest lucru, că ea este cea care a finanțat această revistă. Am promis această discreție, pentru că pentru mine ea este o ființă deosebită din toate punctele de vedere. Mai ales că este și sânge din sângele meu. Și în afară de acest lucru, nici nu prea am avut timp să stau cu ea, datorită activităților pe care le-am desfășurat în cariera mea. Am lăsat-o la vârsta de 7 ani. În momentul în care a intrat în clasa 1 și am venit din activitățile pe care le-am desfășurat pe meridianele lumii, exact în ultimul an al primului masterat. Și am ajutat-o, evident, la lucrarea de disertație cu această ocazie. Dar să trecem la... Să revenim la oile noastre. Vreau să vă spun că sunt deosebit de bucuros că doamna Iustina Cojocaru a fost de acord să reedităm această revistă. Am mai avut o încercare de reeditare a revistei pe vremea când eram director al Cenacului Cultural Artistic Steaua Severinului, în 2005. Și atunci am hotărât să facem acest lucru împreună cu profesorul Constantin Stană. O altă personalitate importantă a urmei noastre, care, din păcate, ne-a părăsit. Nu am mai reușit să duc împreună cu domnia sa, sau să ducem împreună cu domnia sa acest proiect la sfârșit. Am luat răgazul necesar după dispariția fizică a domnului Stana și iată-ne astăzi în situația de a lansa primul număr al acestei reviste. Este o revistă cu apariție trimestrială și fiindcă sunt personalități importante în sală, vă adresez domnilor voastre tuturor invitația de a fi colaboratori ai revistei noastre. Am adus un număr din revistă. Cred că fiecare dintre dumneavoastră va putea să intre în posesia unui număr din revista Caligraf.
să citiți cu atenție. Așteptăm mesaje din partea domniilor voastre și așteptăm cu colaborare. Eu mă opresc deocamdată aici și vreau să-l invit pe redactorul șef al revistei, scriitorul Victor Rusu, să vă prezinte câteva aspecte legate de conținutul revistei. Și doar atât vă mai spun. Proiectul nostru va continua și va continua la o scară foarte mare. Nu ne-am propus sub nicio formă să abordăm probleme de natură politică, ci pur și simplu numai de natură culturală. Iar gândul nostru cel mai important, cred în toate, este să lansăm tineri autori, indiferent din ce domenii vin. Săptămâna viitoare vom începe o campanie în școlile generale, liceele și universitățile din Drobeta Turnu Severin sau secțiile universităților din Drobeta Turnu Severin pentru prezentarea revistei și sperăm că în gândul acestora să găsim foarte mulți colaboratori. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul domnului Victor Rusu. Dragi colegi, urmați fratele, ne bucură, ne susțe mult faptul că Palatul Culturii, în ritm accelerat, devine ceea ce a fost întotdeauna, ceea ce a fost în viziunea frumoasă a înaintașilor noștri din cultură, adică un centru puternic cultural național și internațional. Așa a fost început. Așa trebuie să devină. Iată, artiști plastici din câteva județe au venit să expună aici. Nu vă închipuiți cât de mult ne vedem în plăcut. Vreau să rămâneți legați sufletește de noi, pentru că Palatul acesta Culturii, făcut în jertfe nemaipomenite imediat după primul război mondial, a fost conceput ca un centru de iradiere a românismului, prețul de prețul tine. Și așa trebuie să rămână. Vă rog să rămâneți în relații de colaborare cu noi, pentru că avem posibilități multiple de a face în cele mai bune condiții schimburi de valori culturale. În momentul de față, această lăcaș emblematic de cultură, această instituție polivalentă și cu posibilități nelimitate de manifestare a forței și menirii ei înalte și nobile, beneficiază și de un grup de oameni care sunt legați de acest lăcaș prin destin și vocație. În fruntea lui este, de exemplu, după atâția ani de zile de fel și fel de alte soluții, mai mult sau mai puțin politice și propagandistice, se află în sfârșit un scriitor consacrat, un membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, un eseist de mare rafinament intelectual și, în același timp, un prozator foarte original și cu multă forță de evocare a realităților celor noastre. Acesta este Sorin Vidan. Este pe deasupra și vă rog să-l aplaudați. Pe deasupra este și tânăr, are tot ce-i trebuie să se ridice la înălțimea unor iluștri înaintași. Pentru că aici, în Severin, și în acest lăcaș de cultură, primul director a fost un erou național, Coriolan Buracu, tribun al bănățenilor care se aflau sub jugul austro-ungar, care a făcut pușcărie pentru unirea țării Ardealului cu țara, care a știut să lupte toată viața lui pentru a face măcar unirea din Cuge și Simțiri, dacă nu și teritorială, a românilor de pretutindeni.
El a fost primul director al acestui lăcaș. Și au urmat oameni la fel de înzestrați, oameni cu aceeași patimă nemaipomenită a asumării unor destine înalt patriotice. Să nu ne mai fie rușine de cuvântul patriotism. Pentru că riscăm disoluția. Trebuie să ne păstrăm identitatea națională. Să ne păstrăm modul nostru de a fi, de a gândi și de a acționa. De aceea avem nenumărate proiecte. Deja domnul director a avut toată receptivitatea să le aplice. Să ne ajutăm pe frații noștri, poeții și scriitorii din Iugoslavia. Avem un proiect întreg. Au apărut deja vreo 7-8 cărți ale unor poeți de seamă ai Serbiei, care se numește Cărți și Sărbători ale Frăției fără frontiere. Îl vom derula în continuare, fără frontiere și de ține va fi. Vă vom ajuta și pe dumneavoastră atunci când aveți valori deosebite, când aveți conștiința că faceți ceva cu adevărat durabil, nu e deloc o nenorocire să facem un album de artă pentru un pictor, pentru un artist, sau să publicăm o carte de viabilitate estetică și de certă valoare artistică a unui confrate din alt județ. Pentru că noi asta vrem. Să ieșim din acest localism, din acest provincialism îngust, care oricât ai fi de valoros, oricâtă forță ai avea în tine, mai devreme sau mai târziu te duce la plafonare. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc că ați venit și vă rog să în continuare, o să vorbesc despre această revistă. Revista asta are deja o tradiție de 10 ani. A scos-o un mare scriitor al județului nostru, Romul Scojocaru, care a avut înțelepciunea și intuiția sigură că va face din această o revistă de talie națională, numai dacă îi deschide coloanele pentru toate valorile din țară. Și în 10 ani, aici au semnat moștrii sacri ai literaturii române. Aici a semnat Eugen Negriști, care în critica literară de astăzi nu stă decât lângă Eugen Simion și Nicolae Manorescu, încolo stau toți în poziție de drept la nu știu câți kilometri. Aici a ținut rubrica permanentă de cronică literară marele critic și istoric literar, profesor universitar Constantin Bubreșan. Aici a scris Mircea Popa, care este de asemenea un istoric și un critic literar, profesor universitar, dar lista este extraordinară. Deci omul ăsta a băgat sub egida Uniunii Scriitorilor, deci a lăsat taitul listei acestea, i-a ridicat un nivel înalt, câștigând asemenea colaborări de prestigiu. Noi n-avem încotro. Trebuie să facem din această revistă mult mai mult decât au făcut toate revistele de până acum. Nu o luat drept laudă. Eu nu zic să-i costă și facem. Eu v-am spus, ei doar atât cinstit. Asta vrem. Altfel n-are niciun rost să-ți facem o revistă în plus. Primul număr este foarte bun. Și vă spun cu obiectivitate. Adică, spre deosebire de toate celelalte reviste care apar aici și aiurea, în care majoritatea nu sunt reviste, sunt un fel de antologii, de almanacuri de literatură, unde se publică multă poezie, altceva, una lângă alta, așa. Revista aceasta are o structură ideatică, pentru că revista nu este o adunătură de texte. Revista trebuie gândită ca o ființă vie, ca un organism. Și organismul, înainte de toate, trebuie să aibă schelet. Scheletul îi dă armatura ideatică a cronicilor literare, a eseurilor, a recenziilor care sunt publicate aici. Această revistă
în proporție de peste 40% are exemplul ăsta. Critică și istorie literară, eseuri, materiale doctrinare și de direcție literară. Are substanță, echilibru și forță acest prim număr. Vă asigurăm că vrem să facem în continuare același lucru, trimițând apeluri peste tot să câștigăm de partea noastră colaborări de primă mărime din întreaga țară. Pe lângă acești oameni, etalon, monumente adevărate de cultură vii, să răsărim și noi talente tinere care, cu ajutorul acestor oameni, vor ieși, nu vor fi umbriți, dimpotrivă, vor ieși mai cu multă forță în lumină. Mă bucur că deja am izbutit să aducem în cenacul nostru trei oameni noi, trei oameni tineri, de un talent formidabil, toți trei de la Vânjul Mare. O poetă foarte tânără și foarte originală. Un domn, vă rog să vă sculați, să vă vadă lumea. Dumneavoastră, mă rog, da. Domnul, nu am dat că mi-ai dat cartea. Ne-a dat o carte cu care se poate intra în Uniunea Scriitorilor. Deci, din trei oameni nemaipomeniți de talentat. Asta vrem să facem. Să ne transformăm și într-o școală de literatură. Să întărim cenacul nostru, să mergem prin licee, să adunăm tinere talente, să le creștem. Așa cum ne-au crescut și alții pe noi. Vrem să facem din această revistă una de referință în peisajul revistic al țării. Așa să ne ajute Dumnezeu.